Suntem în ultima duminică acestui an și ați avut timp destul să vă plictisiți de predicile mele, și așa că o să vă mai aduc încă una în dimineața aceasta. Sper să nu, nu abandonați lupta, dar vreau să vă spun că mai așteaptă încă ani buni împreună. Să vă încurajez. În opinia mea, fiecare om din când în când ar trebui să-și facă vizitele medicale și sufletești. Eu vă spun despre mine. Eu periodic vizitez medicul preventiv. De ce? Pentru că nu suport să sufăr degeaba. Când am o suferință care știam că o puteam preveni, mă frustrează foarte tare. Dacă cumva mă dor dinții și știam că dacă rezolvam mai repede, nu ajungeam acolo, mă frustrează foarte tare, nu durerea în sine, ci ideea că n-am acționat la timp. Și de asta eu sugerez și vă recomand tuturor, eu așa fac, odată la ceva timp mă duc și îmi fac toate analizele, mă verific, văd dacă stau bine lucrurile, dacă sunt echilibrat, dacă toate lucrurile sunt în ordine. De ce? Pentru că e mai bine să previdă cât să tratez. Și eu vă recomand și asta așa, ca un sfat uh, prietenesc, să nu vă lăsați fără să vă faceți un set complet de analize, măcar odată la 2 ani înainte de 40 de ani. Să nu îngăduiți. Faceți-vă măcar o dată la doi analize complete, să vedeți dacă sunteți ok, dacă uh, organismul funcționează bine. Pentru că dacă nu le faceți, veți uh, ajunge în probleme care le puteați evita. Și frustranța să ajungi într-un loc când știai că puteai să eviți, dacă făceai la timp. de vă recomand din toată inima, luați în calcul lucrul ăsta. Când aveți ocazia, nu ratați momentul. Nu ratați momentul. Repet, E așa de important ca omul să-și facă atât vizitele medicale, cât și cele sufletești. Omul este compus din două entități inseparabile, care există împreună, și anume suflet și trup. Ele se uh, determină reciproc. Nu se poate să ai trupul uh, sănătos ci să, și sufletul bolnav. Nu, dacă sufletul e bolnav și trupul se va îmbolnăvi. De exemplu, dacă ai o problemă, ești plin de ură, trupul îți va fi afectat. Și vei avea în timp, vei dezvolta ulcer la stomac, probleme cu mai știu ce alte lucruri. Tocmai din cauză că ai o problemă spirituală. Nu se poate să ai trupul sănătos și sufletul bolnav, decât pe termen scurt. Ceea ce se întâmplă sufletului tău îți va afecta trupul. Dar se poate să ai trupul bolnav și sufletul sănătos. Asta se poate. Deși e adevărat că ce se întâmplă trupului nostru ne afectează sufletul. Și v-am spus asta de multe ori, dacă te doare capul foarte tare sau te dor dinții sau ai o problemă, te poți ruga. Greu. De ce? Pentru că ce se întâmplă trupului tău îți afectează în mod direct sufletul. Da? Și vizitele sufletești sunt mult mai la îndemână, nu trebuie să faci niciun efort pentru asta major, și doar trebuie să ai un loc în care să ai liniște și un scaun pe care să stai să te gândești. Și sunt de departe mult mai importante. Adică dacă e important să-ți faci vizitele medicale, să te duci la doctor să vezi dacă ești ok, e important de asemenea și mai important să îți verifici sufletul din când în când. Și să vezi dacă sufletești ești bine. Și vă propun să aveți câteva, de câteva ori pe an momente din acestea de singurătate pentru inspecție interioară. Vă recomand din toată inima, odată, la câtva timp, de câteva ori pe an, să vă luați măcar o după masă în care să fiți singuri, să puteți să meditați. Țara asta are așa de multe parcuri frumoase, sunt așa de multe locuri, păduri, dealuri, în care poți să te duci, să te plimbi, să asculți glasul lui Dumnezeu, să stai de vorbă cu tine însuți. Vă recomand din toată inima să vă faceți inspecții interioare din când în când. Nu-i costisitor, nu-i să ții câte o, 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 o sâmbătă după masă, două, trei ore, să stai singur, să te gândești, să meditezi la ce ești, la ce ai ajuns, unde ești. Și de obicei, momentele acestea de sfârșit de an sunt momente prielnice pentru inspecție interioară și vrem să-l folosim și noi. De obicei, oamenii când ajung la final de an, folosesc timpul ăsta, cei mai mulți, pentru a se verifica, pentru a vedea cum au decurs lucrurile în anul ăsta, cum au înaintat, dacă au înaintat, ce s-a întâmplat cu ei. Și vă provoc să folosim timpul ăsta de final de an, zilele astea care poate unii sunteți liberi, folosiți-le pentru a avea o, o inspecție interioară. Orice om care vrea să se evalueze, chiar și pe sine, are nevoie de niște repere la care să se raporteze și niște instrumente de măsură. De ce? Biblia spune că noi oamenii suntem și inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o Cunosc. Adică ni se poate întâmpla o tragedie, să ne furăm pălăria singuri. Nu știu dacă voi sunteți conștienți de lucrul ăsta, dar cum ne înșelăm noi pe noi înșine, nu ne înșală nimeni. Noi când alții vor să ne înșele, imediat simțim, imediat mirosim că ceva nu e în regulă și reacționăm. Cei care au pățit-o, toți pățim de câteva ori în viață până când ne învățăm, dar când ne învățăm, deja avem mirosul dezvoltat. Și sunt unii oameni care te miros din prima, nu-i poți duce de nas. Imediat simte că vrei să-i vinzi gogoș. Dar culmea, acei oameni cu simțul dezvoltat, în a depista când alții vor să înșele, se înșală ei pe ei înșiși. Teribil! De aceea așa de important să avem repere când ne evaluăm și instrumente corecte de măsurat, că altfel nu vom afla nimic despre noi. Vei putea sta să te măsori și nu vei ști nimic despre tine când se termină dacă nu ai repere corecte și dacă nu ai instrumente de măsură. Să vă dau un exemplu. De obicei oamenii se întreabă la final de an, oare am fost mai bun? Bun. Cum evaluez acest mai bun? În raport cu ce? Niciun lucru care să mișcă nu-și dă seama că se mișcă decât dacă are un reper static. Sunteți de acord cu mine? De exemplu, dacă te duci în aer, cei care a zburat, eu am fost o vreme, a zburat cu planorul. E foarte interesant, de exemplu, dacă intri în nor, n-ai voie să zbori în nor, teoretic, dacă se întâmplă să intri în nor, că mai vrei să vezi și cum e, e ciudat că nu știi cum stai. Nu știi dacă ești cu capul în jos, dacă ești în lateral, dacă stai, nu, nu ai niciun reper. Deci pur și simplu stai și nu știi în ce poziție ești. Nu știi dacă, e așa de ciudat sentimentul, habar nu ai cum ești poziționat. Neavând niciun reper decât albul ăla, nici nu știi cum stai. Așa se întâmplă multor oameni care stau din punct de vedere spiritual fără repere. Ai fost mai bun. Ce înseamnă mai bun? Ce definim bun, în primul rând? Bun, de exemplu, și am dat câteva exemple. Numim bun un om darnic, implicat în viața comunității, grijuriu, respectuos. Da, să scrii ceva repere cu care definim cuvântul bun concret. Dacă ai fost respectuos, dacă ai fost grijuliu, dacă ai fost implicat în viața celorlalți, înseamnă că ai fost un om bun. Deci avem niște repere după care ne poziționăm. Apoi, e nevoie de instrumente de evaluare. Spre exemplu, cât ai dăruit procentual? De exemplu, tu ai dăruit o de lire anul ăsta. Ceea ce e extraordinar. Dar dacă tu ai făcut 200 de mii, o mie de lire e foarte puțin. Dacă ai făcut 10 mii, o mie de lire e extraordinar. Ați priceput? E foarte important să-ți evaluezi procentual. Cât, din cât ai făcut, dacă vrei să dăruiești. Dacă atunci și dacă ești un om darnic sau nu. Dacă evaluezi din cât ai avut, cât ai dăruit. Dacă te-ai implicat, cât te-ai implicat efectiv în viața comunității. Cât ai investit timp pe ore. În 2019, câte ore ai lucrat pentru Domnul? Pe ore, câte ore ai dăruit lui Dumnezeu? Concret. Oameni buni, să nu înșelăm. Faptul că dai niște bani la biserică nu, nu înlocuiește ceea ce tu poți să faci. E foarte bine să dăruiești bisericii și săracilor și altora, extraordinar, slavă Domnului pentru asta. Dar tu trebuie să te implici, tu, să pui tu mâna, să faci tu, că ceea ce faci tu nu poate face altcineva. Câtă grijă ai purtat, concret, măsurabil? Pune punctul pe ei. Oare am fost mai aproape de Domnul? Așa îmi place expresia asta, mai aproape de Domnul. Frumoasă expresie de altfel. Dar ce înseamnă concret? Concret înseamnă să măsori. Cât ai rugat? Ai trecut o jumătate de oră pe zi. Ai reușit să, te, să citești Biblia anul ăsta cap cod, așa cum mi am angajat. Ai reușit să te rogi și să predici Evanghelia unui suflet constant, să mijlocești pentru el, să te lupți pentru el ca Domnul să-l mântuie. Ai fost consecvent în angajamentele tale spirituale. Te-ai ținut de biserică. Iubiții mei, mersul la biserică nu ce sfințește și poți să vii aici să nu se întâmple nimic cu ce, dar se întâmplă un lucru sigur, dedici timp. Dacă vii aici, dedici timpul. Dacă stai acasă vineri seara, nu spune că te rogi două ore. Hai mă, fi serios, nu te cred. Da? Dar dacă vii aici, dedici timp. Ai venit aici, închizi telefonul și ești aici. A, că -ți mai pleacă gândul din când în când, dai două după ce a și l-aduci înapoi. De ești aici, de ești aici. Aș vrea să abordăm un mesaj pe care Dumnezeu l-a așezat în inima mea și care poate fi folositor pentru evaluarea noastră. Repet, e așa de important să ne facem evaluarea, dar hai să ne facem repere și să căutăm instrumente reale după care să ne putem evalua. Pentru că dacă nu știi cine ești, te vei putea înșela toată viața. Să crezi despre tine că ești un om bun, că ești un om extraordinar, când de fapt nu ești nimic din astea s putea să vii la biserică și să trăiești ca un ateu în timpul săptămânii. Nici nu vă vine să credeți câți oameni vin la biserică regulat și trăiesc ca și atei, ca și cum Dumnezeu n-ar exista în timpul săptămânii. N-au niciun cuvânt, nu-și respectă promisiunile, nu respectă oamenii, nu au nici, niciun Dumnezeu. Dar oameni care vin consecvenți la biserică, vin duminică de duminică, să țin, dar care n-au nimic în plus. De asta n-aș vrea să te înșeli. Să știi că faptul că vii la Biserica Sfânta Trăime și ești membru la noi, nu îți garantează, n-am pus noi parafa rai pe fișa ta. E foarte important să nu te înșeli. Biblia spune și Apostolul Pavel zice celor din Corint, 1 Corinteni 15, fraților, v-am propovăduit Evanghelia pe care ați primit-o, pe care ați crezut-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă... Și acest dacă zice așa, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba. De Degeaba ați crezut. Degeaba ați avut un moment în viața voastră în care ați experimentat o eliberare extraordinară, o, o părtășie cu Domnul și azi ești numai numele de cine. de e important și eu și voi toți să folosim timpul ăsta ca să ne evaluăm. Și primul lucru în care vreau să ne evaluăm. Ați auzit vreodată de o pseudocieză? Și zice o asistentele, doctorii care sunt aici. O pseudocieză este o anomalie foarte rară care creează unei femei senzația că este însărcinată de deși nu este. Repet, pseudocieza este o anomalie foarte rară, cred că înregistrate numai vreo 80 de cazuri din lume, de situații în care corpul unei femei a intrat într-o stare potrivită în pregătirii pentru naștere, fără ca în pântecul ei să existe vreun copil. Foarte interesant. Și imaginați-vă, citeam zilele astea, inclusiv s-au întâmplat momente care au ajuns până la să-i pornească lactația unei, unei femei și să aibă inclusiv uh, uh, stări de, uh, din acestea care, înainte de naștere, îmi scapă numele, Contracții, exact. Am, un, eu la al patrulea trebuia să știu, minge n dar nu. No, mai întâmplă, mai uiți din ele. Da, bun, acum vă rog să vă imaginați împreună cu mine. Imaginați-vă ce groaznică stare trăia o femeie în urmă cu 50 de ani. Acum tehnologia îți permite să observi lucrul ăsta din timp. Da? Imediat când se întâmplă schimbările astea în organism, poți să alergi la spital și spune dacă ești sau nu ești însărcinată. Dar în urmă cu 50 de ani nu era aparatură de felul ăsta. Sau în urmă cu 100 de ani. Imaginați-vă ce stare și ce situație trăiau o familie, o femeie care trecea prin tot acest proces al pregătirii pentru naștere, care suporta uh, perioada asta de grețuri din primul trimestru. Sunt câteva surori însărginate și le tot întreb cu sunt, cele mai multe nu mă dau din cap așa greu. Da? Să treci perioada asta, fiecare dimineață să te trezești cu starea asta, în fiecare dimineață să ai parte de. Uh, uh, nu știu, de lipsa asta de confort interior. Să treci prin stările astea oarecum grele, în fiecare zi, săptămâni la rând. Apoi să treci prin tot uh, ce înseamnă disconfortul unei sarcini. Da? Schimbări hormonale, schimbări fizice, uh, toate lucrurile astea prin care treci să treci prin toate, să le traversezi pe toate, nouă luni, să treci disconfortul ăsta, să ajungi inclusiv în travaliu, să suporți durerea dilatării oaselor, da? O durere teribilă. Bărbații se zice că nu ar rezista la așa ceva. Da? O durere profundă, reală. Să se dilate oasele de la 0,5 la 10 cm. Imaginați-vă, o durere cumplită, da? Să treci prin toate astea, și când să aduci pe lume un copil? Să nu fie nimic. Să nu fie nimic. Imaginați-vă ce stare interioară ar trebui să creeze unei astfel de familii. Să aștepți nouă luni. Să vezi cum corpul se modifică, cum toate lucrurile te duc înspre acolo, că vei avea un copil, pregătești camera la copil, pregătești tot, tot, tot. Și când să nască? Nimic. Absolut Parcă este imposibil de imaginat o astfel de traumă. Dar vă rog să observați cum se descrie Israel pe sine. În Isaia, capitolul 26, versetul 17 și versetul 18. Și vreau să citiți împreună cu mine. Cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască, și cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi departe de fața ta. Versetul 18. Am zămislit am simțit dureri și când să naștem, am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Ce groaznică stare! Israel zice, Doamne, când mă uit la starea în care am ajuns, mă uit și singurul lucru care pot asemui este tragedia asta incomensurabilă, să aștepți un miracol. Să traversezi toată greutatea pentru el și când să ajungi acolo? Să fie vânt. Adică nimic. În rugăciunea lor, poporul Israel recunoaște că tot efortul lor, toată munca lor, care vă rog să observați, nu este asemănată cu orice efort, ci cu efortul de a aduce pe lume un copil, care este poate cel mai nobil și mai provocator efort, 24 în 24, cere. Atenție! 24 în 24 cere grijă. Nu este nimic mai provocator și nimeni nu este mai dedicat ca o mamă însărcinată pentru creșterea în siguranță a copilului ei. Nu există pe lumea asta altceva. O mamă normală care iubește copiii este modelul de grijă și de creștere în siguranță pe care îl poate oferi omenirea asta. Și Israel zice, noi am... Efortul ăsta l-am depus! Efortul ăsta l-am investit și când să vină rezultatul. Am născut vând. Cu toate că și cu toate eforturile lor, tot ce s-a întâmplat a fost o pseudocieză, o sarcină falsă. Deși efortul a fost nespus, rezultatele au fost cumplite. Și ne punem întrebarea, de ce? De ce Doamne a îngăduit o astfel de tragedie în viața lui Israel? De ce ai îngăduit să treacă prin astfel de momente? Și vă rog să citiți versetul 13 din capitolul 26. Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numai numele tău îl chemăm. Dumnezeu îngăduie în viața lui Israel și dacă citiți în capitolul 26, capitolul 26 și 27 sunt niște cântări, da? Prima cântare din cap versetul 1 până versetul 6 este o cântare de laudă, din versetul 7 până în versetul 19 este o cântare de plângere, de mărturisire al lui Israel. Și din, de la versetul 20 până în, la finalul capitolului 7 este un, un cântec al, al eliberării, al salvării, da? De ce a ajuns Israel într-o astfel de situație? Pentru că el mărturisește, Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai numele Tău îl chemăm și numai pe Tine te vrem să stăpânești peste noi. Israel avea o problemă istorică, era idolatru. O sără de-a noastră leșina, Domnul să se îndure de ea, ne rugăm pentru ea, Domnul să se îndure aducă eliberare. Dacă este cineva, da, sora Mărioară, mulțumim. Haideți să încercăm să ne întoarcem, chiar dacă nu e un eveniment plăcut. Israel avea o problemă istorică și problema lui Israel era următoare, era idolatru. Era idolatru. Era într-o stare în care în permanență era între două lumi. Mereu și mereu și împărțeau inima și cu alți idoli. Israel, și dacă veți citi, de exemplu, în Ieremia, capitolul 7, și vom citi mai, mai târziu despre asta, Israel trăia frumos la Templu, duminică la costum, venea frumos în ziua de Sabat, intra în Templu, se închina, făcea ritualul și dincolo de asta trăia exact ce vroia. Și Dumnezeu zice: Tu ai ajuns, Israel, în starea asta groaznică, în care să dai un efort total și să nu iei nimic. Pentru că mă împart cu alții. Și Israel recunoaște, da, Doamne, îmi dau seama acum că am ajuns în starea asta pentru că și alții au stăpânit pe mine nu numai tu, dar acum nu am pe tine ce vrem. Problema lui Israel istorică era idolatria. Vă rog să observați ce zice Dumnezeu în Isaia 29 cu și pe câteva pagini mai încolo. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât învățătură de datină omenească, adică ritual. Israel se apropia de Dumnezeu și apropierea lui nu era altceva decât ritual. Ritual. Și acum vreau să vă întreb și să ne întrebăm în dimineața asta. Oare că nu cumva suntem și noi într-o astfel de situație? Oameni care jucăm la două capete, la trei, la patru. Oameni care pe de o parte vrem să-L slujim pe Dumnezeu, dar de cealaltă parte avem și alți domni care ne domină, pe care îi slujim. Oare nu cumva suntem și noi într-o stare din aceasta de împărțire? Nu cumva suntem prinși în capcana unei vieți duble fără să realizăm? Iubiții mei, Dumnezeu e un Dumnezeu gelos care nu suport decât să-l avem pe el. Altfel nu-i convine. De unde știu eu că numai robului Dumnezeu? E simplu. Și vreau să te gândești la răspunsul ăsta. Dacă Dumnezeu este stăpânul tău, trebuie să te gândești la asta și să spun o întrebare. Este Dumnezeu prioritar în viața ta? Este Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții tale? Atunci știi că Dumnezeu este stăpânul tău când El e prioritatea numărul unu a vieții tale. Dacă nu, te înșeli. Dacă Dumnezeu nu-i prioritate pentru tine, nu-i prioritar în viața ta, te înșeli. Oricum te cheamă, indiferent de ce biserică vii. Nu mă interesează că ai slujit la laudă și închinare, ai predicat, ai dat îndem la biserică sau ai avut uh, familie istorică. Nu mă interesează. Asta nu contează. Dacă Dumnezeu nu-i primul în viața ta, te înșeli, prietene. Inima ta e împărțită, de-aia eforturile spuse, rezultate puține. Pentru că am într-o astfel de situație Dumnezeu zice Te-am lăsat Israel să te chinui, să te pregătești să naști, să aduci în lume oameni, urmași, viață, bogăție, binecuvântare. Și ai născut vânt. De ce? Pentru că alții au stăpânit peste tine. Iubitul meu, poate ești într-o astfel de stare în care ai depus efortul în 2019, te-ai străduit și n-ai și nimic de ele. A fi vremea să te gândești dacă Dumnezeu ți este singurul stăpân sau nu. Că dacă și alte lucruri stăpânesc peste tine, Dumnezeu nu-i mulțumit. Dumnezeu nu-i mulțumit. Dacă Dumnezeu nu este primul în viața ta, dacă există un alt reper după care te ghidezi, dacă ai alte priorități întotdeauna, întotdeauna altele, ești un om cu mai mulți stăpâni. Ascultă-mă bine. Dacă tu niciodată nu poți să te pui deoparte pentru Dumnezeu, ești un om cu mai mulți stăpâni. Dacă tu niciodată nu poți să-ți faci o zi liberă să-L slujești, dacă tu niciodată nu poți să-ți faci timp să-ți ridici cu copiii să te rogi acasă, dacă tu niciodată nu poți să ai timp să citești Scriptura, dacă tu niciodată nu poți să te ridici cu 10 minute mai repede din pat și să-ți spui o rugăciune, dacă tu toate astea n-au loc în viața ta, nu este timp pentru ele, prietene, te înșeli. Ești un om cu mai mulți stăpâni și Dumnezeu nu acceptă. Dumnezeu nu acceptă să trăiască în concubinaj cu idolii tăi. Domnul Hristos spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și vreau să ne evaluăm azi. Evaluează-te. Ești un om care este Robului Dumnezeu sau robul altor domni, altor stăpâni, altor idealuri, altor vise. Pentru că dacă nu te oprești, te vei trezi târziu și te vei trezi că tot efortul tău a fost în zadar. Se poate să crezi că tu faci pentru Dumnezeu, că tu faci în ritmul tău, dar este o sarcină falsă, nu se naște nimic dintr-o astfel de stare. Nu, nu, nu încerca să justifici lipsa ta de implicare, lipsa ta de dăruire, lipsa ta de sacrificiu pentru Dumnezeu, lipsa ta de îndrăzneală. N-ai niciun rod, vii la biserică de 10 ani, ai un, un om nu s-a întors pe -n tine. N-ai făcut nimic pentru Dumnezeu notabil, nimic. Nu te înșela, prietene, nu te înșela. Înseamnă că Dumnezeu nu-i stăpân în viața ta n să ne mințim, să ne furăm pălăria singur, să ne facem că nu, să acoperim. Nu, prietene, dacă tu nu ai niciun timp pentru Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu e prioritar în viața ta, nimic! Dumnezeu nu ți este stăpân, ci alții stăpânesc peste tine. Să nu cumva să crezi vreodată că ești liber. Nu, omul este creat de Dumnezeu în lumea asta ca să fie sub stăpânire. Avem nevoie de stăpâni. Și ori Dumnezeu stăpânul nostru, ori visele noastre stăpânii noștri, ori mândria noastră stăpânul nostru, ori orgoliul nostru stăpânul nostru, ori firmele stăpânii noștri, ori locul de muncă stăpânul tău. Nu există să fii liber pe lumea asta. place așa de mult cum cuprinde în versuri pasărea colibrii. Ce te-ți bastu, frățioare, gândule de parte tare? Și pe Colivia mică, și a de Colivia mare, nu e chip de evadare. În lumea asta nu există să fii liber. Trebuie să fii sub stăpânire. Altfel ești rob. Și ori e sub stăpânirea lui Dumnezeu, ori e sub stăpânirea altor vicii, altor lucruri. Hai să ne evaluăm azi. Hai să ne evaluăm azi. Vreau să citesc ceva în Apocalipsa, capitolul 2. Știți, pasajul ăsta e foarte cunoscut. Este biserica din Efes. Și vă rog să observați împreună cu mine ce zice Dumnezeu în astfel de biserici. Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și observați, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi că ai pus, pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsim mincinoși. Dumnezeu zice, vreau să dați versetul 2 înapoi. Știu faptele tale. Dumnezeu zice din cer, știu ce faci. Știu că le faci cu ostenială și cu răbdare. Știu că ai ochiul spiritual curat, că ai verificat pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Versetul 3. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Personal vă spun că eu n-am cunoscut încă o astfel de biserică. În câte biserici am umblat? Și merge mai departe Dumnezeu. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și dragostea din tâi nu niciun, e nici, niciun eveniment temporal, nu e perioada dinainte, chiar după ce te-ai mântuit, ai dragostea din tâi. Nu. Dragostea evoluează. Și dacă tu-ți iubești nevasta atât așa cum ai iubit-o 20 de ani, înseamnă că e problemă. Da? Dacă eu de multe ori mă gândesc și îmi spun, atunci credeam că am iubit-o, dar acum când îmi dau seama cât de mult o iubesc, atunci nu era nimic. Dar trebuie să evoluezi în iubire. Nu există să rămâi static. Iubirea evoluează, crește. Așadar, dragostea din tâi nu e perioada de imediat după ce te-ai întors la Domnul. Nu. Iubirea se modifică și în relație cu Domnul. Și asta se iubești mai mult decât atunci. Amin. Dragostea din tâi nu e ceva ce ține de intensitate. Atunci erai mai pasionat, mai. Nu. Dragostea din tâi și aici, în textul ăsta, este același cuvânt pe care îl folosește Pavel în Colosen când zice Hristos este Cel din tâi. Este primul. Dragostea din tâi este dragostea care așează pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă nu e Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu-i mulțumit. Poți să te ostenești, poți să faci fapte, poți să te dăruiești, poți să postești, poți să te înjure că ești pocăit la locul de muncă, poți să faci câte vrei tu. N-au nicio valoare în fața lui Dumnezeu dacă nu este El primul. Și te provoc din toată inima să te gândești în dimineața asta. Este Dumnezeu primul în viața ta? Am numit problema asta, risipa dublei robii. Risipim atâta timp și energie pentru că suntem robi în mai multe locuri. În dimineața asta te provoc să rămâi doar robul lui Dumnezeu. Dă afară din viața ta toate robiile. Dă afară din viața ta lucrurile care te domină și îți strică influența. Dă, uite, urmărește în viața ta ce pune stăpânire pe tine primul lucru când te trezești. Ce ai în minte când te-ai ridicat în pat? Cafeaua! Scapă de ea! Dacă primul lucru la care te gândești dimineața când te ridici din pat, e cafeaua, scoate afară din viața ta, ești rob. Asta e, ești rob. Dacă primul lucru care vine în minte e că cauți bâșbâind aparatul să îl pornești, e o problemă. E bună cafeaua și mi mi place, dar dacă la nivelul ăsta ești rob. Dacă tu primul lucru când te trezești, e firma, ce fac că au ajuns, ești robul firmei, prietene, ești robul firmei. Dacă tu când te ridicat din pat, ăsta e primul gând care ți vine, ești rob. Dar când te ridicat în pat, primul lucru par pui un telefonul, să vezi cine o să întâmple. Ești robul Facebook-ului, a Instagram-ului, a știrilor. Ce îți vine prima dată în minte? Îți dovedește cine ți este adevăratul stăpân. Ce cauți cu prioritate? Aia te definește. De aceea nu mai risipi. Pentru că în momentul în care ești <gângânt> agent dublu, joci și cu Dumnezeu, joci și cu lucrurile celelalte. E lui Dumnezeu câteodată, și a lumii câteodată, și a celorlalte lucruri. Îți spun ceva, te risipești. Și ajungi în situația lui Israel care zice cuvântul Scripturii în Isaia 26, versetul, 17, versetul 18. Am zămislit, am simțit dureri și când să naștem am născut vânt. Țara nu este mântuită și locurătorii ei nu sunt născuți. Te vei trezi într-o situație în care vei visti efortul, te vei preface că toate lucrurile sunt bine. Și la final te vei trezi că e nimic. Tu te vei purta ca și cum porți o povară de la Dumnezeu, că ai o relație cu Dumnezeu, ca așa arăta și Israel. Părea că va naște ceva, dar nu născu nimic. Îi vând. Pentru că Dumnezeu nu acceptă stăpânirea altor domni în viața ta. Dacă vrei în anul 2020 să intri pe drumul corect, te provoc din toată inima, scapă de toți care ocupă locul lui Dumnezeu în viața ta. Al doilea lucru, În ultima săptămână, înainte de răstignirea sa, Iisus a rostit în dreptul Ierusalimului un cuvânt foarte dureros. Și zice cuvântul Scripturii că Iisus a zis Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Și vă rog să observați de ce. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Există o vreme prielnică și a fost o vreme prielnică pentru Ierusalim. O vreme în care putea să primească ceea ce căuta. Dar, din păcate, Ierusalimul. Și în dreptul Ierusalimului a venit o sentință dură care s-a și aplicat în anul 70, după cum știți. Ierusalim a fost dermat. Și toate acestea din cauza unei ocazii pierdute. Ocazii pierdute. Dumnezeu rânduiește în viața fiecăruia momente prielnice. Vreau să spun ceva, schimbările au momente prielnice. Reformele au momente prielnice, hotărârile au momente prielnice, restabilirea relațiilor au momente prielnice. Dacă nu le folosești, le poți pierde. Nu oricând se poate rezolva orice, sunt momente prielnice. Și Dumnezeu ne provoacă să găsim acele momente și să nu le risipim. În cartea profetului Ieremia, Domnul vorbește lui Israel și îl provoacă în al 12-lea ceas. Nu știu câți dintre voi știți, dar profetul Ieremia a fost ultimul profet înainte de exilul babilonian. Dumnezeu vorbește prin profeți că va aduce o vreme în care Israel va merge în robie. Ieremia este ultimul profet înainte de perioada aceea de robie. În al 12-lea ceas vorbește Ieremia. În ultimul moment în care se mai putea face ceva, Ieremia vorbește. Și Dumnezeu vorbește lui Israel prin Ieremia și îl provoacă. Ca hotărârea lui Dumnezeu al lui Israel să, se, să nu se aplice, să se întoarcă Israel de la rătăcirea lui. Și Dumnezeu să nu fie nevoit să-i ducă în robie. Dumnezeu le dă șansa iertării. Dacă și, vei ști cartea profetului Eremia, veți vedea că atâtea, atâtea grozăvii le vorbește Dumnezeu că se vor întâmpla dacă nu se întorc. Și te gândești, Doamne, dar știți care a fost gândul lui Dumnezeu de la început. Ieremia 36 cu 2 și 3. Vă rog să observați ce zice Dumnezeu chiar înainte de robia babiloniană. Următoarele capitole, deja în capitolul 40, Ieremia este deja împresurat, cetatea Ierusalimului este împresurată. Încă în capitolul 36, armata babiloniană nu ajunsese la zidurile Ierusalimului. Și vă rog să observați ce zice Dumnezeu. Ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel, cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile din ziua când ți-am vorbit pe vremea lui Iosia până în ziua de azi. Și observați observat versetul 3. Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să îl fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor ce are și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul. Întotdeauna Dumnezeu a vrut ca Israel să folosească și ultimul prilej și să se salveze, să capete iertare lui Dumnezeu. Ăsta era gândul lui Dumnezeu. Dar vă rog să observați Ieremia, capitolul 7. rog să citesc un text și vă rog să-l urmăriți împreună cu mine, începând cu versetul 1. Care era starea poporului Israel la marginea robiei? Vă rog să observați. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului, Vestește acolo cuvântul acesta și spune, ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului. Israel zicea, Dumnezeu nu are cum să ne ducă robie ca aici, e casa lui. Dumnezeu nu va abandona Templul. Și Dumnezeu zice, nu te hrăni cu nădejde înșelătoare, că dacă voi nu vă schimbați, dărâm templu. Și vă rog să observați. Căci dacă numai dacă veți, vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, prea jurați strâmb, aduceți stămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți Suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta pe care este chemat numele meu o peșă de tâlhare înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Duceți-vă, dar în locul care îmi fusese închinat la Shilo, unde fusese cortul întâlnirii, unde pusese să locuiască odinioară numele meu și vedeți ce am făcut din pricina răutății poporului meu Israel. Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns, voi face ca să peste care este chemat numele meu, în care vă puneți încrederea și locului pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri, le voi face în tocmai cum am făcut la Shiloh. Și vă voi lepăda de la fața mea, cum am lepădat pe toți frații voștri, pe toată sămânța lui Efraim. Dumnezeu îi vorbește lui Israel. Îi dă ocazia pocăinței, îi dă ocazia unei reforme, dar Israel nu o folosește. Israel continuă, se joace la dublu. Și la templu frumos, la costum, în fiecare sâmbătă aduceau jerfă și apoi zice Dumnezeu, și așa de dur e cuvântul ăsta, zice așa, și voi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta pe care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, aleluia, worship! Ca iară să faceți exact aceleași lucruri. Într-un astfel de context, profetul Ieremia primește un mesaj din partea lui Dumnezeu despre ce se va întâmpla în viitor cu Israel. Și vreau să observați Iremia, capitolul 8, versetul 19 și versetul 20. Iată strigă teleficei poporului meu răsună dintr-o țară depărtată. Nu mai este Domnul în Sion, nu mai este neamparatul ei. Și răspunde Dumnezeu, pentru ce m-au mâniat cu chipurile lor cioplite, cu idolii străini? Și au scutat și ce Israel. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit, și noi tot nu suntem întuiți. Cu alte cuvinte, am pierdut ocazii. Secerișul dura din aprilie până în iunie. Trei luni. Și secerișul era sursa principală de trai în vremea aceea în Israel. Era sursa principală. Și din cauza păcatelor lor, Dumnezeu trimite seceta și distruge secerișul. Nu s-a adună nimic. Și apoi Israel și ce spera? Bun, nu a fost nimic la Seceriș. nu nicio problemă. Trecem anul ăsta cumva. O să vină roadele, vara. Era vremea în care se adunau fructele. Curmale, smochine, mai știu și alte lucruri. Era vremea în care se culegeau măslinele pentru ulei. Și zicea Israel, cumva vom supraviețui. Dar și vara a trecut. Și nimic. Și ajunge Israel să spună aceste cuvinte. Sărcirii s-au dus, vară au plecat și noi tăi nu suntem salvați. Suntem tot în stare asta. Iubiții mei, cu alte cuvinte, am avut atâtea ocazii și cu toate acestea suntem pierduți. Și vreau să te întreb ceva în dimineața asta. Oare nu cumva asta e și situația ta? Ai avut atâtea ocazii să te întorci la Dumnezeu Dumnezeu ți-a vorbit atât de des și atât de clar și ai risipit toate aceste ocazii fără să realizezi că Dumnezeu are o răbdare limitată. Prietene, Dumnezeu are o răbdare limitată. Are o răbdare limitată. Mulți oameni stau de vorbă cu ei, deja îi cunosc de 2 ani, de 3 ani, de când vin la Sfânta Treime. Nu se pot hotărâ. Nu se pot hotărâ. Nu știu ce așteaptă. Ocazie după ocazie, moment după moment, moment după moment. Îmi povestea cineva că la un moment dat și-au dus fetița și soția la biserică. El nu vine la biserică, numai câteodată. Și atunci nu vine deloc, eram în Hendon. Și le aștepta în mașină, în curtea bisericii, numai să nu intre. Într-o duminică s-a întâmplat ceva. Nu mai ieșau. Nu, no, știți cum e, e rău să aștepți pe cineva afară, mai nu mai iese. Știi că se la 12, 12 și 10, 12 și un sfert, nu mai iese. Omul nu mai rezista, tu intrat în sfat, ce se întâmplă, domnule? De... Era arhi plină sala, el mi-a povestit cu gura lui asta. Și zice, am intrat, eram la ușă. Și zice, fratele Pustan vorbea din față și zicea, Dumnezeu ce cheamă să te mântui. Dumnezeu ce cheamă să te întorci la el. Și spunea, am simțit un fior din vârful capului până în, în, în de la picioare și a știut că Dumnezeu mă cheamă. Și când să pășesc, am pus mâna. Era pachetul de țigări acela buzunarul de la piept. Și spune că Dumnezeu i-a vorbit a doar și eu prin fratele Vladimir, vino și dacă ai pachetul de țigări în buzunarul de la piept. Și omul și și a făcut. O ieșit pe ușă și-a de afară. Scă... era așa de derutat, nu mai știau și o parca mașina. Le vreau să-i întreb, de câte ori ar trebui să-ți vorbească Dumnezeu? Cum ar trebui să-ți spună? Ca să te întorci la El. Să de vorbă cu o altă familie în, săptămâna, în săptămânile trecute și mi-au zis că vineau la biserică. Și zicea în timp ce vineam la biserică, mi-a venit așa un gând, răzleț. Dacă mă întreabă fica mea când mă botez, ce i spun? Și eu l-am lăsat să plece. Am venit la biserică, nu știu din ce motive, fetița nu s-a dus la școală duminică, ei frecventează biserica noastră. Și Zice, în când eram, era botez. M-a întrebat fetița, nu m-a întrebat niciodată până atunci, zice ea, când te botez? Și s-a rămas șocată. Și zice, am auzit un glas, vei fi a 12-a. Vei fi a 12-a. Și în față și câți erau? Cinci. Și câți oameni s-au botezat în luna aia? 11. -a. Ea nu a ieșit. Nu spun lucrul ăsta ca să acuz, deloc. Eu vreau să spun că noi ratăm ocazii. Cum ar trebui să-ți vorbească Dumnezeu? Ce ar trebui să zică? Ce ar mai trebui să facă Dumnezeu pentru tine ca să înțelegi că e vremea să te mântui? Sau vei spune și tu la finalul vieții tale oh, s-a dus secerișul, s-a dus vara, s au dus ocazii la rând, seri, momente, predici, cuvinte, oameni și tot pierdută Prietene, răbdarea lui Dumnezeu e limitată. Să nu cumva să crezi că tu vei putea să întinzi răbdare lui Dumnezeu, nu. Și dacă nu cunoști vremea în care Dumnezeu îți vorbește, prietene, s-ar putea să-ți ratezi destinul etern? Ascultă-mă bine! Sunt oameni pe care Dumnezeu nu-i cheamă la nesfârșit. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi cheamă de 10.000 de ori. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi cheamă o singură dată. Atunci când auzi glasul lui, nu-ți împietri inima, că s-ar putea, putea să nu mai auzi. S-ar putea să nu mai auzi sa niciodată. N-aș vrea ca acest refren al durerii să fie și cânte cu tău într-o zi. N-aș vrea asta. N-aș vrea ca aceste cuvinte, o, oh, Doamne, am risipit atâtea ocazii. N-aș vrea să fie asta refrenul pe care îl vei cânta din iad. N-aș vrea să fie asta. Și vrea ca astăzi să înțelegi că Dumnezeu te cheamă. Nu mai amâna, nu mai lăsa să treacă ziua. Asta, astăzi. 28 decembrie, 29 decembrie, nu mai lăsa să treacă ziua asta fără să te cu Dumnezeu. Nu mai lăsa. Nu mai amâna. Nu mai permite încă Nu mai permite încă o zi. În Scriptură este o imagine interesantă. Luca, capitolul 16, vorbește despre doi oameni. Despre un om bogat și despre un om sărac, Lazar. Lazar era un om neprihănit, un om al lui Dumnezeu. Bogatul era un om sfidător, crezând că lumea îi aparține. Și așa a murit, crezând că e suficient, că el nu are nevoie de nimeni pentru a exista. Care de toate? Numai că aici uitat el este că moartea vine și la bogat și la sărac. Și la rege și la cerșetor. Și la oameni cu multă școală și la oameni fără nicio clasă. În fața morții ești egal. Și-au murit amândoi. Și spune cuvântul Scripturii că omul acesta când a ajuns în iad, atunci a realizat ce ocazie a pierdut. Și zice, te rog, Părinte Avrame, te rog, trimite-l pe Lazar să le vorbească celor din casă mea, că mi-am cinci frați. să nu vină și ei în acest loc de chin. Și știi ce spune cuvântul Scripturii? Că Avrami îi vorbește și îi spune, auzi, îl pe Moise și pe proroci, care este o sumarizare a Scripturii. Evreii când spun Moise și proroci se referă la cele cinci cărți ale Vechiului Testament și la profeții. Da? Când Moise și proroci înseamnă Scriptură, omul lui Dumnezeu Avram îi zice, dacă vor să se mântuie, au Scriptura. Și dacă n-ascultă de mesajul lui Dumnezeu din Scriptură, n-ascultă nici dacă ar veni cineva din morți. Mulți oameni, și știu că și în dimineața asta aici, sunt oameni care așteaptă un miracol pentru a se mântui. O, dacă Dumnezeu va face asta, mă întorc la El. O, dacă Dumnezeu îmi dă un loc de muncă mai bun, mă întorc la El. O, dacă Dumnezeu face să mă înțeleg cu nevasta, mă întorc la El. O, dacă Dumnezeu îmi face cu tare și cu tare, dacă mă vindecă, dacă îmi dă bani, dacă mai știu... Prietene, nu ești în măsura în care să pui condiții. Ascultă-mă bine. Nu ești în poziția în care să-i pui condiții lui Dumnezeu. Și știi care e condiția ta? Și condiția mea. Să vii să te pleci cu fața la pământ, în fața lui, să spui: Doamne, primește-mă. Poziția ta nu e de negociator. Dumnezeu nu are nevoie de tine. Tu ai nevoie de el. Dumnezeu îți dă iertare, dar nu are nevoie de tine. Și tu trebuie să apuci brațul lui iubitor. Deci, fiu rătăcitor, care se întoarce la Tatăl după ce o risipi tot. N-ai niciun drept. Și numai mila lui Dumnezeu care te primește în dimineața asta smerește-te înaintea lui și spune, Doamne, îmi pare rău de atâtea ocazii, pe câte l-am pierdut. Așa să ne cercetăm în dimineața aceasta. Poate vii la biserică și ești rob al dublei măsuri. Risipești viață, risipești energie, pentru că ești între doi stăpâni, trei, cinci. Arați pe din afară că ești unul care produce ceva, care va naște ceva, și te vei trezi într-o zi că vei naște vânt. Că tot efortul e în zadar. Pentru că dacă nu-L ai pe Dumnezeu singurul stăpân, te înșeli. Te înșeli. Începând cu mine și cu fiecare din voi. În modul cel mai sincer, cercetează în dimineața asta și spune, Doamne, ești cu adevărat Tu singurul meu, Domn? Este viața mea în totalitate dedicată ție și ți-am spus, răspunsul la această întrebare îi dacă Dumnezeu ți prioritar. Cu cel ce încep cheltuielile în casă? Îți banii Domnului primii bani. Îi timpul lui Dumnezeu primul timp. Îi slujirea pe primul loc. Îi închinarea înaintea lui Dumnezeu timp dedicat în viața ta. E simplu. Dacă astea nu le ai, nu te înșela. Prietene, nu ești doar al lui Dumnezeu, ci încă îl cu multe lucruri. De aceea te provoc din toată inima astăzi, nu mai risipi, nu mai risipi. Că ți risipești energie, risipești timp, te prefaci, dar te vei afla într-o zi că nu este nimic, că tot efortul tău n-a condus la nimic. Dumnezeu vrea să-ți fie singurul Domn. Singurul Domn. Așa l deasupra tuturor în viața ta în dimineața să spune, Doamne, vreau să fii Domn. Vreau să fii Domn și vreau să te previn. Când îi spui lui Dumnezeu că e Domnul vieții tale în curtă vreme, îl pune la test asta pune la test asta. A venit la Avram și a zis, Avrame, crezi promisiunea mea? Da, Doamne, cred, nu am bun adult pe fiul tău, singurul tău fiu. Ține minte, nu e simplu să spui, Doamne, vreau să fii domn peste viața mea, că în scurtă vreme Dumnezeu testează asta. Dar și dacă treci, Dumnezeu se schimbă în relație cu tine și vei trăi lucruri noi și vei avea o relație profundă, reală, autentică cu Dumnezeu, nu doar un ritual. Dacă ești aici și ești ca Israel, unul care a risipit ocazii potrivite. Te provoc din toată inima, nu le mai risipi. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în 2019 și n-ai ascultat, vreau să te întreb, din nou, sincer, cum ar trebui să-ți mai spună Dumnezeu ce ai vrea să zică? Ce ai vrea să facă? Ce ai vrea să facă? Să întinde mâna? Să te facă să suferi? Să-ți dea uh, două luni de spitalizare, să ai timp de gândire? În urmă cu vreo doi ani de zile am fost la spital să recuperez un fiu pierdut. N-avea pe nimeni aici. M-am dus noaptea să-l iau de la spital, să-l duc, să-l trimit acasă. Și în timp ce-l aduceam cu mașina, știi ce i-am spus? O vin la biserică să o botezau, după aia a făcut circ, că el nu mai vrea, că el... Nu. Când a vrut la greutate pe mine m-a sunat. Hai, m-am dus după el, l-am luat. Că l-am iubit din prima zi. Și i-am spus, dragul meu, ține minge. Dumnezeu a îngăduit necazul ăsta în viața ta ca să ai timp să meditezi, să ai timp să te gândești, să pui deoparte lucrurile, duci acasă, stai în familie, smerește-te! Nu e simplu să mergi să vii în situația asta acasă. Smerește-te, cugetă. Dar nu i-o folosit. Pentru că atâția oameni risipesc ocazii potrivite. Dar te întreb, ce ar mai trebui să zică Dumnezeu? Ce ar mai trebui să facă pentru tine? Cum să-ți mai vorbească? Cum să te mai convingă? Dacă n-asculți de Evanghelie, n-asculți nici dacă se întâmplă miracole. Dovadă stau oamenii despre care ți-am povestit. Că Dumnezeu le-a vorbit precis și n-au ascultat. Pentru că n-are rost să cer miracole dacă nu ești dispus să crezi că Dumnezeu te iubește prin cuvânt. N-ai nevoie de nimic în plus. Dacă ești dispus să crezi în dimineața asta Dumnezeu, creează în inima ta un miracol și îți dă harul pocăinței. Sunt două din cele mai păguboase stări în care te poți afla, risipitor. Dacă ești rob la mai mulți stăpâni, dedică-te astăzi regelui. Pleacă-și genunchi în fața lui și spune, Doamne, mă dedic Rupe-mă de orice legătură, de lăcomie, de visele mele, de ambițiile mele de șarte, de mândrie, de orgoliu. Poate faci multe lucruri doar ca să dovedești altora că poți! Rupete de orice robie în dimineața asta, spune regelui, rege mă de dicție, eliberează-mă de toate lucrurile, spune cuvântul Scripturii că El a venit în lume să ne ducă din împărăția Întunericului, în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem iertarea prin sângele Lui. Eliberare. Dacă ești legat, spune rege, scoate-mă de aici. Dacă ești departe și dușman cu Dumnezeu, Folosește astăzi, ultima duminică din lună. Să apuci mâna lui Dumnezeu să spui, da, Doamne, mă împac cu Tine. Mesajul lui este simplu. Simplu. Ca unii ca lucrăm împreună cu Dumnezeu, Zice 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Simplu. Vă vorbim din partea Lui. Împăcați-vă cu Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, spune Apostolul Pavel. Ia mesajul ăsta ca din gura lui Dumnezeu. împacă cu El în dimineața asta. împacă cu El. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și înainte de a încheia dimineața aceasta, ultima duminică a lunii, a anului, te provoc să te gândești profund și dacă ești rob la mai mulți stăpâni în dimineața asta, smerește-te, recunoaște și cere liberare. Cere liberare. Fie, Doamne, vreau să fiu liber. Vreau să fiu numai a Tău. Dezleagă-mi inima de toate lucrurile care mă robesc. Că nu vreau să investesc și la final să mă trezesc că am fost într-o falsitate. Am născut vânt. Nimic. Și dacă ești aici și în dimineața asta vrei să capeți eliberare, vreau să mă rog pentru tine. Dacă ești aici și vrei să capeți mântuirea nu mai amâna. Vino aici în față și vreau să mă rog pentru tine. De ce aici în față? Nu că aici în față e un loc special. Ci pentru că Dumnezeu nu vorbește cu nimeni de la egal la egal. Dumnezeu, dacă vrei să te primească în dimineața asta, își cere să te smerești. Cobor eu jos imediat. Își cere să te smerești. Smerește-te. Recunoaște. cere iertare că ai risipit atâtea ocazii. Dacă le ascultai pe Dumnezeu când ți-au vorbit în februarie, azi era în altă parte. Dacă l-ascultai pe Dumnezeu când ți-a vorbit în iunie, în mai, în aprilie, azi era în altă parte. Smerește și spune, Doamne, iartă-mă că am pierdut atâtea ocazii. Și astăzi vreau să mă întorc la tine. Eu voi coborâ aici jos și împreună cu diaconii vreau să ne rugăm pentru tine. Pășește cu încredere. Haideți să ne rugăm împreună și Dumnezeu să ne asculte. Amin.